17 tineri dâmbovițeni, antrenați de Constantin Rizea, vor participa în această lună la Cupa României la Ushu Kung Fu. Competiția se va desfășura la sala polivalentă din București în perioada 25-26 noiembrie. Sportivii au deja în palmares numeroase premii. 7 dintre ei sunt campioni naționali, iar printre reușitele din acest an se numără și un titlu de campion european. Sportivii se pregătesc intens în aceste zile și vor da tot ce au mai bun pentru a se face remarcați și de această dată. Tot anul acesta am avut și campionatul național, unde ne-am întors cu 7 campioni naționali. Micuț la fel cu vârste cuprinsă 6 și 12 ani și sperăm și de aceasta să venim cu cât mai multe medalii și cât mai multe medalii de aur. Copiii sunt foarte mulțumiți și foarte entuziasmați și chiar abia așteaptă să ajungă la această competiție. Competiție care se desfășoară pe un sistem light contact. Acest sistem light contact se bazează mult pe viteză și tehnică. De la an la an am avut rezultate din ce în ce mai bune. Anul acesta am avut într-adevăr rezultate foarte bune. Am avut chiar și un junior de 17 ani, Matei Andrei Cornel, a obținut locul 3 la campionatul european de Ushu Kung Fu pe sistem full contact în Rusia, Moscova. La competiție vor participa tineri din cluburile sportive afiliate Federației Române de Arte Marțiale de Contact din întreaga țară.